95-6, după ce mi-am încheiat doctoratul la Paris, am avut privilegiul de a susține un prim curs de antropologie religioasă. Erați în sediu celălalt, acum unde funcționează și astăzi Facultatea de Drept, și eram alocat prin generozitatea lui Andrei Pleșu pe orele lui de seminar. Dar asta mi-a permis o interacțiune de 2 ani cu studenții de atunci și fără îndoială că respectul meu pentru disciplinele filozofice s-a păstrat intact, în ciuda devierilor de parcurs pe care le-am suferit și asumat. Ce vreau să vă spun este că ați optat inteligent pentru acest curs, acest masterat dedicat asistenței pentru dezvoltare. E un domeniu în care România se antrenează, e, dacă vreți, un soi de laborator conceptual și practic totodată, care vă va fi foarte util în măsura în care, ca stat membru UE, avem deja obligația să creștem nivelul, în primul rând, de resurse financiare alocate acestui tip de asistență. Asistența pentru dezvoltare este și o formă nobilă de solidaritate internațională și de voluntariat care v-ar putea stimula cât de curând după absolvirea facultății. Există o rețea globală și totodată politici naționale care sprijină mai degrabă pe o axă nord-sud această formă de reducere a decalajului dintre state. Decalajele economice, dar și decalajele de maturitate instituțională, democratică, astfel încât asistența pentru dezvoltare este și un, dacă vreți, un test pentru politica externă a fiecărui stat. De pildă, dacă te uiți la preferințele României în materie, poți să tragi niște concluzii cu privire la viziunea noastră politică regională, la rolul pe care implicit ni-l asumăm în aceste eforturi și poți deduce totodată niște priorități. Sunt, dacă tot am m-am confesat, apropo de experiența avută cu Facultatea de Filozofie, vreau să salut în această sală și prezența domnului profesor Ion Bănșoiu, care a fost maestrul meu privat de filozofie. Eu am vrut să fac filozofie la început și doar împrejurările netrebnice ale vremurilor acelea m-au obligat să găsesc o cale secundară, tot spre metafizică, prin teologie, dar domnul Bănșoiu mi-a fost meditator înainte de examenul pe care îmi propuneam să-l dau și mă bucur să-l regăsesc astăzi aici. Ministerul Afacerilor Externe va continua să susțină împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare acest masterat. Mă bucură audiența de care el se bucură și de care profită prin entuziasmul dumneavoastră. Programul de master funcționează în principal cu profesori de la facultatea noastră. Da. Anul trecut am avut un profesor invitat din afară, din Statele Unite. Profesorul respectiv a ținut un bloc seminar pe o temă de dezvoltare. Deci a fost o temă legată de instituții, de modul în care funcționează instituțiile în țările în curs de dezvoltare și modul în care dezvoltarea poate să fie configurată cu ajutorul unor schimbări instituționale. Suntem de asemenea în acest moment în legătură cu un profesor de la Universitatea Națională din Mexic, care va veni probabil în cursul anului acesta. Încă nu am definitivat perioada vizitei și în prelungirea preocupărilor acestui masterat, facultatea va organiza în luna mai, anul viitor, o conferință internațională dedicată dreptății globale, norme și limite în contextul acestui concept,
la care avem invitații nume importante ale filozofiei politice care se ocupă cu probleme de dezvoltare. V-aș aminti numai nume precum David Miller sau Thomas Pogge, care vor fi prezenți la această conferință ca invitați. Deci există o anvelopă de preocupări în jurul masteratului. Cred că e interesant și pentru contribuția masteratului despre care vorbim la o schimbare de mentalitate în interiorul societății românești. Noi am fost nu donatori, ci primitori empirici sau instituționali de asistență sub toate formele. Rolurile s-au schimbat. Asta va crește profilul de țară al României, îi va permite să nu să dea lecții sau să genereze de la distanță soluții, dar să apară ca un actor responsabil al comunității internaționale și totodată ca un actor care poate oferi, transfera expertiză și în același timp derula la diferite distanțe programe care să permită democratizarea, progresul libertăților civice, dialogul în interiorul unor societăți poate traumatizate, așa cum am fost și noi după comunism. Și din acest punct de vedere aveți atât o pistă către rezervoarele de expertiză ale agențiilor specializate ONU, cât și o deschidere practică pe voluntariat, unde ați putea deveni chiar executorii acestor programe. Deci să mergeți în alte state, mai defavorizate, să spunem, pentru a derula programe de asistență. Și cred eu că pentru oricine sub 30 de ani, o astfel de experiență e utilă nu doar pentru a o afișa în CV, dar și ca experiență umană, ca experiență personală, ar putea să fie o sursă de bogăție intelectuală și existențială pentru fiecare dintre dumneavoastră. E o școală a generozității, e un fel de a practica solidaritatea aceasta internațională, cu adevărat, și totodată o sursă de cunoaștere, pentru că fiecare stat în tranziție, fiecare stat care se reorganizează după o experiență, să zicem, dictatorială sau așa, e o societate suferindă și, în același timp, o societate în care țesutul social se regenerează. E foarte important să aveți astfel de experiențe și cred că poate așa se explică, mă rog, prin buna dumneavoastră intuiție, se explică și participarea masivă la înscriere. Oricum, așa ca exercițiu filozofic practic, dar de fapt filozofia practică ar trebui să fie denunțată ca pleonasm. Filozofia trebuie aplicată, trebuie trăită. Și aveți aici un instrument destul de sofisticat de adaptare la aceste eforturi globale, mă rog, de detensionare a unor focare, unde asistența pentru dezvoltare vine tocmai pentru a preveni și noi conflicte. Deci dacă vreți, acest domeniu este într-o bună intersecție interdisciplinară, aveți ocazia de a vă apropia și de studiile strategice și de studiile de economie globală și să vă puteți familiariza cu gândirea lumii prin hărți. Sunt tot felul de experiențe colaterale pe care le puteți asocia cunoașterii propriu-zise pe care o dobândiți aici, la masteratul pentru asistență de dezvoltare. Așa încât cred eu că e o opțiune bună și sper ca programul să se dezvolte în viitor, apropo de dezvoltare, până când veți fi și, cum spuneam, în interiorul societății românești, pionierii unei noi atitudini, pentru că noi avem un deficit de solidaritate și în propria societate.
există o suprainterpretare a dogmelor liberale și ale individualismului, care a dus la fragmentarea țesutului social, la instrumentalizarea inclusiv politică a rețelelor de socializare și de solidaritate, și nu mai e conținut personal, nu mai e empatie, nu mai suntem, mă rog, până la urmă, ilustratorii pasivi a unei ideologii dominante, pe care nu o numește nimeni, dar care e totuși corectitudinea politică. Deci e foarte interesant să puneți pasiune și trăire personală în această experiență.